Moldova Film este o întreprindere care a fost creată în 1952, la 26 aprilie, ca studio de filme documentare și cronică. Din 1957 a fost reorganizată în studio de filme artistice și documentare, primind denumirea de Moldova Film. Mai târziu, în 1991, s-a reorganizat în concernul de stat Moldova Film, apoi, în 1994, în studioul cinematografic de stat Moldova Film. În 1999 și până în prezent, în urma reorganizării studioului cinematografic de stat, s-a format Societatea pe Acțiuni Moldova Film. Din 1952 și până în 1982, în decursul a 30 de ani de existență, la studioul Moldova Film au fost turnate 800 de filme documentare, 120 de filme artistice, 750 de jurnale cinematografice, marca Moldova Sovietică, 40 de ediții ale jurnalului satiric Usturici și 40 de filme de animație. Până la sfârșitul anilor 80, Moldova Film anual realiza câte 4 filme artistice, 4 animații, 25 de documentare, 12 jurnale de actualități marca Moldova Sovietică și 6 jurnale satirice Usturici. Se dublau în limba română 12 filme artistice și 70 de pelicule de scurtmetraj. Da, câtă muncă în spate. Și cum ziceam, vorbim astăzi despre două aniversări importante. 70 de ani de la fondarea studioului Moldova Film și 60 de ani de la fondarea Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova. Și discutăm cu doamna Zinaida Timofti, membru Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bine v-am găsit! Două aniversări importante pentru toți cinefilii, pentru toți cei care au muncit la studioul Moldova Film, atâtea filme, atâtea documentare. Dumneavoastră, membru a Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova, de cât timp sunteți? De la studioul Moldova Film am venit în 1966. Așa. Și am lucrat până în 70. În 70 am trecut la Uniunea Cineaștilor. Așa. Și am lucrat până am ieșit la pensie. Dar am mai activat în domeniul cinematografiei și cred că omul care s-a îmbolnăvit de film este bolnav până la moarte. Nu-l mai lecuiește nimeni, nu-l mai tămăduie, adică nu există leac de tămăduire, fiindcă omul de creație, artistul, este, adică a fost, este și va fi în toate timpurile cel mai bun mesager al artei, al frumosului, al divinului, al valorilor umane. Și cred că sunt un mare, zic eu, favorit sau un răsfățat al bunului Dumnezeu că am avut această fericire să lucrez în această echipă de aur, aș zice, care a fost și este studioul Moldova Film și Uniunea Cineaștilor. Pe 25 noiembrie am sărbătorit aceste două frumoase evenimente, ne-am întâlnit cu colegii de altă dată, cu cei care au stat la fondarea studioului și a Uniunii și ne-am adus aminte și am adus un pios omagiu celor care au plecat la bunul Dumnezeu, dar au fost și au clădit aceste valori, aceste capodopere, filme frumoase, filme extraordinar de reușite și care ne-a dus faima în lume. Absolut. Să nu-l uităm pe Loteanu, Hemi Loteanu, pe Valeriu Gagiu, Vadim Derbeniov, Vlad Ioviț, Vasile Brescanu, Vasile Pascaru, datorită lor, Burghiu, cumva, și a devenit cunoscut studioul Moldova Film în întreaga lume. Da, da, da. Frumos. Acești oameni, acești artiști, într-adevăr, în cel mai frumos sens al cuvântului, și-au consacrat viața filmului, artei cinematografice și și-au dăruit-o cu mare și mare plăcere și au
luptat pentru a aduce toate păsurile și doleanțele, necazurile acestui mic popor, cum îi zicem noi, basarabenii, pe marele ecrane ale lumii, să ne vadă și să știe că și noi suntem în rând cu lumea și avem ce spune oamenilor. Văd aici, ați venit cu o carte, da, cu ceva poze. Am venit aici, am poza de la primul congres al Uniunii Cineaștilor, când s-a fondat Uniunea în octombrie 1962. Dacă ne permiteți să le arătăm și celor de acasă. Da, chiar vă rog, foarte frumos. Așa, aici e prima poză. Da. Aici îi avem pe fondatorii Uniunii, Alexandru Cononov, Constantin Cozub, Mihail Calic, Valeriu Gagiu, da, Gheorghe Malarciuc, Aurelia Roman, Olga Ulițcaia, Ivan Șerstiucov. Aș zice eu, moștri sacri ai cinematografiei noastre naționale. Da. Și ne-am întâlnit în cadrul acestor sărbători frumoase, dar să știți că avem și foarte mulți tineri, foarte talentați. Urmăriți, apropo, ce se întâmplă acum? Încerc să fiu la curent cu la ce lucrează tineretul și sunt axați pe diferite teme. Așa. Atât în documentar cât și în ficțiune. Avem regizori foarte interesanți, avem scenariști buni, avem actori foarte... aș zice eu, cu un viitor mare și un prezent destul de frumos. Avem și mă bucură foarte mult că avem Centrul Național al Cinematografiei. Așa. Avem un ministru cineast, un om de cultură, care ține foarte mult la arta noastră națională și face tot posibilul să aducă legislația, să o actualizeze, să o aducă la ziua de azi și să creăm această atmosferă de creație favorabilă pentru a crea, pentru a lucra în orice sferă a artei noastre naționale. Mă deci și o carte. Da, este consacrat, adică este, asta este o antologie despre Valeriu Gagiu, unde am adunat ceva recenzii, evocări, amintiri despre Valeriu Gagiu și asta este o culegere, prima culegere de versuri a lui Valeriu Gagiu, că el începuse ca poet de limbă rusă și a tot tipărit în ziare, reviste mulți ani de zile. Așa și nu și-a adunat poeziile într-o culegere și post-mortem am făcut acest lucru. Să rămână cât de cât o amintire și despre poetul, nu numai despre cineastul. Valeriu Gagiu a fost un mare dramaturg, a fost un mare regizor. Și o persoană foarte dragă dumneavoastră. Foarte apropiată și un prieten extraordinar. Extraordinar. A fost unul din cei care a avut un stil aparte, așa se spunea că avea stilul lui Gagiu, în fosta Uniune Sovietică, era foarte vestit și el, și Loteanu, și filmul nostru poetic, studioul nostru cinematografic Moldova Film, a fost unul dintre cele mai prestigioase studiouri. Și era vestit ca studio care face filme poetice. Atunci când domnul Gagiu filma, lucra la ceva, se consulta cu dumneavoastră? Vă cerea părerea? Nu. De ce? Rar când cerea părerea cuiva. Așa. Rar, fiindcă întâi concepea așa fabula, uh-huh, apoi se așeza și o așternea pe hârtie și pe urmă... Întâi venea varianta literară, pe urmă venea varianta cinematografică, se face scenariu regizoral, el trece printr-o etapă extraordinar de lungă până ajunge pe ecran să vedem noi filmul ca atare. Absolut. Da.
Este un an, doi de lucru la acest film. Și ceea ce vedem noi pe ecran este numai a 10-a parte, cred că, din 100 de procente. O armată întreagă de specialiști lucrează la producția unui film, profesii foarte, foarte multe și este un lucru foarte migălos și cere foarte multă dăruire și seriozitate, bani. Da. Importantă evenție. Și bani. Cu siguranță, da. Așa cât este. De des răsfoiți prin aceste amintiri? Vreau să vă spun că la studioul Moldova Film în anii 50 au venit mari specialiști din Odessa, Kiev, Moscova, Olga Ulitskaya, Ivan Șerstikov, Ivan Greznov. Au venit primii cineaști profesioniști de la BGIC, ca Bulgakov, Stanislav Bulgakov, Aurelia Roman, o româncuță care și-a făcut studiile la VGIC, la Moscova, și lucrarea ei de diplomă a fost la Moldova Film, la Sergei Paradjanov, la Andrieș. Și a venit cu acest frumos bărbat Stanislav Bulgakov și aici s-au împrietenit și au jucat nunta și au rămas ambii pentru toată viața la Moldova Film și în Republica Moldova. Ce frumos! Și au consacrat viața studioului, creației, au făcut lucruri foarte frumoase. El a fost un pictor extraordinar și dacă mergem la biserica de la Orheiul Vechi, acolo pe deal, și vedem o cruce, se vede o cruce în zare. Da. Este făcută de mâinile acestui mare pictor și își făcea și decorațiile, Stanislav Bulgakov, la Gustul Pâinii. Așa. Da, s-a filmat în această regiune și când au venit să caute natura, Vadim Derbeniov, împreună cu Valeriu Gagiu, cu Vadim Lăsenco, cu Kalashnikov, Bulgakov, Stanislav era, și s-au gândit că ar fi fost frumos să se vadă o cruce pe dealul acela, din zare, așa de departe. Și Stanislav Bulgakov a spus, se face, facem. Și lumea crede că e, nu știu de când e această cruce acolo. Uite, acest mare om de artă a făcut această cruce și rămâne și ne miră și ne înfrumusețează localul, locul acela de istorie, aș zice eu. Doamna Timotei, pe cine, în afară de Valeriu Gagiu, din regizor, ați vrea să ne amintim de el? Eu aș vrea să ne amintim despre toți cineaștii, toți absolut. Fiecare are o contribuție la producția unui film, a unei lucrări, dar sigur că trebuie să ne amintim despre marele Emil Oteanu. Și încă ceva vreau să vă spun, că studioul Moldova Film era un studio poetic, fiindcă venise la studio o pleiadă întreagă de poeți și scriitori. George Meniuc, Aureliu Busuioc, Emil Oteanu, Valeriu Gagiu, Gheorghe Vodă, Serafim Saca, Vlad Ioviță, Iacob Burghiu, Anatol Codru. Adică au venit scriitorii, poeții și din momentul acela filmul nostru a fost altul, avea alte caracteristici, se deosebea de toată producția a fostei Uniuni Sovietice. Absolut. Da, frumos. Da, în centru a fost omul, a fost poezia, a fost istoria noastră, a fost o perioadă când au lucrat mari oameni de cultură. Emil Oteanu, v-am spus, am avut operatori extraordinari și vreau să-mi aduc aminte neapărat despre Kalashnikov, despre Vlad Ciurea, care a plecat la Bunul Dumnezeu, Iulian Florea, Pavel Balan, un mare operator. Am avut mari operatori, mari compozitori și avem încă viu pe
minunatul nostru și inegalabilul Eugen Doga. Am avut dramaturgi foarte buni. A fost o generație de aur și am avut acest mediu pentru a crea. Am avut oameni care au stat la cârma studioului, care au știut să înțeleagă un om de creație, care au știut să-i susțină, să facă tot posibilul ca aceste lucrări să vadă lumina ecranului. Să ne amintim de Victor Șevelov, primul director al studioului Moldova Film, care a fost dat afară pentru filmul Omul merge după soare, că s-a făcut un film avangardist, că nu se poate așa ceva. A fost catalogat ca un film care dânjește după România Mare și a fost dat afară. Din păcate s-a îmbolnăvit și a decedat omul, dar a fost un om extraordinar, domnul Șevelov. Ne amintim de Mursa, Leonid Mursa. A fost un om care a susținut toți tinerii care au venit să-și încerce puterele la studio Moldova Film. Doamna Zinaida, vă aduceți aminte când dumneavoastră ați intrat pentru prima dată în studio Moldova Film? M-a dus Vladimir Plămădeală, un regizor și un om ca pâinea cea caldă. M-a dus la studio, la post-sincron. În afară de ceea că am lucrat în colegiul de redacție și la Uniunea Cineașilor, am fost șefa secțiilor de creație, pe urmă am fost secretarul responsabil al Uniunii, am fost la post-sincron toți copiii care au existat în filmele noastre moldovenești, toți copiii care au existat și toți eroii din filmele noastre cu desene animate. Așa. Și la voi la Prichindel, la Seară Bună Copii, la Noapte Bună Copii. Și cu Niusia Bucătaru am lucrat la radio, la Multe Povești. Am cenușărea sa de la televiziunea voastră națională și de la radio în Fondul de Aur. Și am... Așa am apărut eu la studio Moldova Film, mulțumită acestui mare regizor și om de o menie extraordinară, Vladimir Plămădeală, și am lucrat și cu fiica lui, Ana Maria Plămădeală, care este unul din cei mai buni critici de artă contemporani, și cu feciorul lui Vladimir Plămădeală, care a lucrat la voi la televiziune și la Telefilm Chișinău și a făcut filme de referință. Și s-au făcut lucruri foarte frumoase, dar să știți că se vor mai face, că avem un viitor, avem tineri foarte talentați. Așa e. Și se vor face filme în continuare. Vă văd foarte emoționată. Da, sigur, cum să nu, dacă mi-am adus aminte de viața mea. Vă dați seama, din 66 și până în ziua de azi, Să lucrez în acest domeniu. Adică este prima mea familie, aș zice eu. Așa. Fiindcă acasă veneam și dormeam 3-4 ore și iar veneam la Moldova Film. A fost o perioadă dificilă? Știți, tinerețea este maximalistă și nu observ greutățile, nu tragi atenție, ești implicată, te dedai și nici nu observi că treci prin greutăți. Pe urmă, după vreo 40-50 de ani, îți dai seama, măi, uite, dar au fost timpuri și chiar era și cam greu, poate că, dar în acei ani de lucru n-am observat acest fenomen că poate să fie greu, poate să fie, nu știu, dificil. Așa. Ceva. Totul era frumos, totul era ușor, totul era așa ca la carte se făcea. Mulțumim foarte mult, doamna Zinaida, pentru toate confesiunile dumneavoastră. Cu mare plăcere. Se apropie perioada sărbătorilor de iarnă. Ați decorat casa, obișnuiți de fapt să o faceți? Cum să nu? Bradul, cum să nu? Eu mi-am împodobit bradul de 2 săptămâni. Așa, la începutul de la început. Decembrie. Frumos. Da, sigur că da. Și mi-am pregătit câte un mic cadou pentru fiecare prieten și membru de familie. Și de sărbători cred că am să plec
n-am să fiu acasă, necătând la ceea că se spune că revelionul se întâlnește acasă. Dar eu am să merg la copii și am să merg la prietenele mele. Și în ianuarie o să merg la Gala Filmului Românesc la București, că sunt și membrul Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România. Și în cadrul acestei gale se va vorbi și despre Valeriu Gagiu, care împlinește 85 de ani de la naștere, iar pe 21 decembrie împlinește 12 ani de când a plecat în lumea celor drepți. Noi vă mulțumim foarte mult și vă felicităm încă o dată cu aceste două aniversări frumoase. Multă sănătate dumneavoastră. Mulțumesc mult. Și mulți, mulți ani. Și eu mă bucur că v-am revăzut. Mulțumesc. Și vă rugăm să veniți pe platourile noastre de filmare, că aveți ce vedea și aveți ce arăta lumii. Cu siguranță. O seară frumoasă. Mulțumesc.